Dragi prieteni, în această prima duminică din acest an a emisiunii Vânturile Valurile, vom discuta cu poetul esiistul și pictorul Ioan Hădârcă. Drag Ioan Hădârcă, îmi pare bine să ne revedem la Vânturile Valurile. Reciproc, mulțumit pentru invitație și mulțumesc din suflet. În duminica aceasta în care difuzăm proiectul nostru, programul nostru, E 15 ianuarie. Când spunem 15 ianuarie, ne gândim la Ziua Națională a Culturii, dar mai întâi de toate ne gândim la ziua lui Eminescu. Iată, se pare că noi românii care avem tot felul de restanțe, suntem cam uituci în raport cu istoria noastră, se pare că în ceea ce privește Eminescu, numele lui, iată, nu-l uităm. Vorbim de el cel puțin cu anumite ocazii. Hai să începem discuția noastră cu asta. Spre deosebire de alți stiliști, zilele naționale încep a se sincroniza. Ziua Națională a Culturii, Ziua Limbii Române. Și deoarece am vorbit de Eminescu, prilejul este de a-i felicita pe toți compatrioții cu prilejul Zilei Naționale a Culturii Române. Și să ne amintim de bătrânul Eminescu și veșnic tânărul Eminescu, cu un subiect despre pace foarte actual, dar aici la Eminescu este pacea metafizică. Viața noastră e viața spumei și totuși de-ar se cade în fundul marea, o altă mare ar naște lacrimile lumii. Precum uitarea e a durerii moartea, astfel și moartea e uitarea vieții spre a răsări din nou la alte soarte. Da, e o dorință mare, fără nume, pe care în tot adâncul o cuprinde bătrânul soare, tătătorul de lume. Atâtea lumi care rotesc în haos cu, cu zborul lor măsurător de vrere, în veci pe cale neaflând repaus. Astfel rotesc ca și un roi ce trece și în al lor fugă fierb și se înfierbântă plutind în veci prin universul rece. Astfel e timpul care lung străbate prin mii de veacuri stăpânind în silă, născând și ucizând în lume toate. Astfel e spațiul fără fund și fine, iar din împrejurarea mândurora, născând mișcare, s-au născut lumine. Căci timpul e tatăl, iar genunea e muma, iar fiul lor mișcarea e amorul, e foc aprins ce arde până acum. Și astfel rotind se învârt în jur de soare, precând el însuși cu ele împreună o nouă clină în veci o să coboare. Din trei mișcări mișcarea lor se adună, cu toți în jos, toți împrejur de sine, toți împrejurul altor fac cunună. Și astfel din moarte s-a închegat, din noapte s-a închegat lumine, căci din mișcare s-au născut cu toate. Prin neodihnă cerul întreg se ține și cine știe când ceasul lor va bate și cele trei inele s-or desface din a mișcării sfântă trinitate și peste tot s-așterne eterna pace. Acesta e un poem inedit, mai puțin cunoscut, da, de Eminescu. Când rostim Eminescu, bineînțeles că fiecare, aproape fiecare dintre noi se gândește la Eminescu poetul, să nu uităm de Eminescu prozatorul, de Eminescu dramaturgul, cu un proiect grandios care n-a fost dus până la bun sfârșit, dar oricum pânza dramatică, epică, există, care a vrut el să o realizeze, inspiră doar respect pentru acest mare geniu care a fost Eminescu. Pentru mine Eminescu mai este și publicistul, omul mașină de scris articole zilnice despre situația politică internațională și de a vedea în profunzime niște lucruri. Un mare cunoscător a temei zilei, de fapt. El a avut priză la tema zilei și a luat atitudine în orice subiect, mai ales ce viza în zona aceasta de fierbere geopolitică, în zona aceasta a Carpaților, a Dunării, a Mării Negre, a Balcanelor. Dar eu vreau să vorbesc despre cele câteva... Ei a remarcat foarte bine despre această vastitate aproape enciclopedică și preocupările și în publicistică, dramaturgie, proza. Nu e, am recitit zilele acestea proza și nu e mai inferioară, e mai puțin cunoscută.
fac referință și la Sărmanul Dionis și la același Geniu Pustiu, dar și la o serie de nuvele care ar putea să fie reluate, ca să intrăm ușor în subiectul nostru, Părintele Iermolachie Chiseliță, un preot agramat care iubea, deci pentru a demonstra literatura, iubea să se prezinte Iermolapie Chiseliță. Nu puțin din ăștia avem și, din păcate, și până în zilele noastre. Bun, eu sper să-și încheiem discuția noastră cu Eminescu. Acum hai să mergem mai departe. Un subiect pe care, recunosc sincer, am vrut să-l evit, dar el nu poate fi ocolit atâta timp cât, pur și simplu, ne ocupă tot timpul vieții noastre în această perioadă. Este vorba, că spuneam, mai avem un pic să treacă Bobotează Pistil vechi și se încheie, cred că, Ramadanul moldovenesc, care durează cam 2 luni, aceste sărbători eterne. Cam mult. Aceste două stiluri în care ne zbuciumăm noi pe parcursul acestor 2 luni, dincolo de faptul că faptul trezește și hazul celor care sunt antrenați în discuțiile astea. Exact, așa. Dar cât ne vom cantona în această poveste care ar trebui să ia de fapt? Eu sunt optimist că ne vom mai cantona. Observam evenimentele, mă rog, dacă toți sunt în faza de asta de relaxare, bine ai zis, cu Ramadanul nostru basarabian. Ce știri mai vin așa, și am remarcat prima știre la început de an nou, mi-am zis că înseamnă că am început 2023 cu dreptul, dacă raportul mondial al fericirii spune că moldovenii an de an devin tot mai fericiți. Și că problemele cheie pe care le zondează ei sunt casa, speranța și lupta cu corupția. Cam pe aici, leafa, salariile, etc. Noi stăm bine, deci a doua știre în ajunul Crăciunului sau a lui Ioan Botezătorul, deci era că, deci, în casele moldovene, în majoritatea, așa, un post de public cel mai important așa din spațiul nostru, titra că în majoritatea satelor moldovenești, și aici m-am mirat lucrul acesta, chiar așa să fie oare, deci moldovenii sărbătoresc cu sfințenie ritualul tradițional. Nu așa, ritualul tradițional sărbătorit cu sfințenie. Zic, foarte bine, zic, mi-am zis, dar imediat vine o altă știre, că Uniunea Europeană a micșorat tariful pentru 1000 de metri cub la gaz până la 800 de euro, iar Moldova Gaz a negociat cu Gazpromul un tarif de 1230 de metri cub. Deci noi suntem fericiți. Suntem și aici, foarte... îmi pare că și aici cu sfințenie respectăm. Și aici cu sfințenie. Se repetă decalajul cam în toate, dacă stai așa să sapi mai profund. Vorba Bibliei, fericiți cei sărași cu Duhul. Și dacă nu există aici, că există și un element de diversiune sau de ecou al diversiunilor în lanț care s-au întâmplat de la momentul când s-a întâmplat reforma aceasta până acum, și ecoul acesta se titrează și se repetă în conștiințele urmașilor cu regularitate, cam de începând cu stilul nou, cu Crăciunul pe nou, pe urmă Revelionul, sărbătoarea anului nou, și pe urmă noi iar recădem ca în filmul acela american cu castorul acela sau ce era el, care în aceeași zi de fiecare dată, și nu ne putem mișca deloc înainte. Eu dau o notă așa pozitivă celor care păstrează, deci fac abstracție de latura politică, confesională, etc., și dau o notă sentimentală. Reîntâlnirea sau recuperarea unei datorii morale față de amintirea părinților, celor plecați, când vin, când lasă totul din Europa, de la muncile din Europa, care toată e pe stil nou, și vin aici și mai trăiesc câteva zile așa, într-un fel de, cum să-i zic, să nu-i supăr pe nimeni, un fel de atitudine așa, de amintiri și de comunicări cu cei apropiați. Asta e partea pozitivă. Da,
Eu cred că cuvântul cheie pe care l-ai rostit, săraci cu duhul, e tocmai potrivit în contextul discuțiilor noastre. Încă, dincolo de, de tenta asta cumva comică care planează asupra acestor încercări de a înțelege de ce moldovenii sărbează de două ori Crăciunul. Apropo, mulți dintre noi foarte bine s-au aranjat, să zic așa, fiindcă oricine dintre noi din Chișinău, dacă îi întreba, spune, da, domnule, sărbătoresc pe nou, dar de acum pe vechi mă duc la țară, stau așa cu părinții. Ei bine, dincolo de aspectul ăsta helar, aceste două stiluri, unii zic două calendare, e vorba de două calendare, un fond a marcat și marchează profund viața noastră. Dincolo de glumă, cred că lucrurile stau mult mai grav. Probabil că alegerea unui stil sau renunțarea la un stil și trecerea la altul denotă și un anumit caracter. Un exemplu, la îndemâna oricui, Ucraina a demonstrat că se poate rezolva problema asta foarte simplu, numai că mai întâi trebuie să-ți vină rusul pe capul tău, să pornească un război împotriva alor tăi, ca să degretezi și să treci rapid la sărbătorirea Crăciunului pe stil nou. Da, ei au rezolvat-o și lucrul acesta mă bucură, poate că și în felul acesta deci va avea decizia un impact ca și cealaltă cu primirea cu statutul de candidat și, mă rog, e o performanță a autorităților și a Republicii Moldova în ansamblu, candidat de aderare la Uniunea Europeană. Și poate că în felul acesta se va produce această deci, ruptură definitivă, această transformare, să zicem, de mentalități. Ei au sărbătorit ultima dată, ca să zic, în stilul acesta vechi și am reținut declarația, comentariul mitropolitului Kievului Epifanie, care zicea că odată cu victoria Ucrainei asupra Rusiei și prăbușirea Imperiului se va destrăma și Biserica Pravoslavnică Rusă. Sunt foarte clar, cavalerește și cu demnitate. Da, noi puține popoare din Europa ortodoxe sărbătoresc Crăciunul pe stil vechi, e vorba de ruși, de sârbi, mai sunt în fostă Iugoslavie, cred că macedonienii mai sunt. În general, trecerea asta la, cum am spus, nu e vorba doar de stil, e vorba de atitudine și de caracterul pe care poate să aibă o națiune, un popor, o populație. N-a fost simplă mereu trecerea asta, probabil și la ucraineni va dura ceva până se vor schimba în profunzime lucrurile. La noi, în Interbele, când a fost făcut încercarea, când s-a trecut chiar la stilul nou, am avut parte de aceleași tulburări, oamenii simpli n-au fost de acord din prima. Pentru că deci, am avut, mi-ai pasat mingea înainte de emisiune și am avut timp ca să mai răsfoiesc ceva literatură. Am luat cu mine o istorie foarte interesantă a lui Boris Buziclă, un foarte bun publicist român de origine basarabeană, din istoria vieții bisericești din Basarabia. Și capitolul acesta cu stilul, sau lupta, bătălia dintre stiluri, este aproape ca un thriller, așa, dacă stai să urmărești atât. Deci, Biserica Ortodoxă Română, BOR, a luat această decizie, s-a emis o enciclică. Enciclica aceasta a fost comentată și actualizată și pentru spațiul acesta. Și deci, atunci, Mitropolitul Gurie, arhiepiscopul Chișinăului, a fost și el care a semnat în Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe împreună cu Visarion al Hotinului, Nectare al Cetății Albe, Dionisie al Ismailului, mă rog, cei din spațiul de atunci al Basarabiei, această enciclică. E foarte interesant, zice, vă sfătuim, iubiții noștri clerici și creștini, citim în enciclică, să primiți calendarul care se publică aici, lucrat pentru
partea de an pe care o mai avem până la 1 ianuarie 1925. Începutul acestei reforme a fost în 23, am luat așa, până când deci, au acceptat-o toți din spațiile României Unite, cu toată încrederea și liniștea sufletească. Acest calendar este lucrat după regulile stabilite în Comisie de la Patriarhie de la Constantinopol, care, împreună cu Biserica Grecească, l-au și introdus de la 1 martie din acest an și care, curățat de greșelile vechi, nu are în același timp cuprins nimic cu calendarul gregorian al romano-catolicilor, care deci, decalează Sfintele Paști, Sfinții, etc. Face și aceste precizări ca să fie necesare. Metropolitul Gurie, venind acasă și simțind o anumită rezistență celor care deci, pe care îi păstorea, zice, comentariul este unul foarte interesant și nu mă pot abține să nu-l aduc așa în atenție, cocostârcii se întorceau din țările calde pe la 40 de sfinți, 9 martie, și se duceau de la noi pe la 6 august. Acum ei se duc de la noi și se întorc mai înainte de aceste zile. Dacă noi vom rămânea și pe viitor cu socotirea lui Sosigheb, cu greșelile lui, atunci, după mai mulți ani, vom ajunge să sărbătorim sărbătorile de iarnă-vara și cele de vară-iarna. E colosal. De ce? Reforma aceasta, care ei au numit-o îndreptarea calendarului, a început prin secolul XVI, Papa Grigore al XIII-lea, pe la 1670-80, a făcut această ajustare calendaristică cu ciclul solar, ajustând anii bisecți, care rămâneau deja cu 30 de zile, cu 10 zile era diferența între ani. Și de aici a început toată această reformă introdusă în spațiul ăsta. Protestanții au acceptat-o cu mare greu abia prin secolul XVIII, iar un specialist istoria bisericii, un teolog german, am citit aceasta, zicea că rușii au acceptat nu de mult, până nu de mult lucrul acesta. Rușii nu au acceptat în fond, pentru că ei au folosit, și aici e esența, au folosit ca o armă de diversiune, una dintre cele mai perfide, să diversionezi credința, confesiunea, cele mai sfinte lucruri, să speculezi cu dânsele. Și chiar în spațiul nostru au început divergențele. Unii părinți s-au dedat unor proteste, așa, dar au fost și din cei care noi îi numim astăzi oamenii verzi, hibrizi. Au deschis un fel de biserică ilegală, chiar pe Ștefan cel Mare, numărul 64, dau deși adresa domnului Guzil aici, unde promovau încerciori, încercau să adune comunitatea rusească, să o înregistreze, să facă un fel de spațiu al apărării drepturilor religioase ale minorității ruse în cazul acesta. Și au ajuns până la ceea că au făcut apel până la Liga Națiunilor. Ce este Organizația Națiunilor Unite. Avem și o comisie specială și a constatat că nu este nimic încălcat aici, nu sunt încălcate drepturile, rușii aveau dreptul să se roage în bisericile respective, cu preoții respectivi, cu ei, dar se respecte canoanele și atâta. Nu se cerea mare lucru. Dar diversiunea aceasta a continuat până la 38, s-a îngroșat și undeva, eu cred că chiar și demisia metropolitului este legată de modul cum a reușit să reziste și cum a gestionat toată această situație. Dar până atunci, dumnealui s-a mai confruntat odată cu valul acesta de încercări de turnare, așa, și a trebuit să vină cu o altă pastorală la câțiva ani după, la vreo 7 ani după prima enciclică. Ținerea sărbătorilor după stilul vechi, zice Metropolitul Preasfinției Iasagurie, nu este o deosebire sau particularitate a rușilor, căci rușii ortodoxi din Polonia, Finlanda, ați vorbit de, au introdus și ei calendarul îndreptat și însuși Patriarhul Tihon, Patriarhul Rusiei, Tihon, cel care de fapt a și fost sacrificat de către ruși, de către bolșevici, a blagoslovit și a admis pentru Biserica Rusă acest calendar la început. Prin urmare, el n-a văzut în îndreptarea calendarului ceva greșit, ceva
necorespunzător cu obiceiurile Bisericii Ruse. Deci, dorința exprimată și chiar înfăptuită de a ține sărbătorile pe stil vechi este numai un act de neascultare, de nesupunere și rebeliune contra Bisericii Mame, care a ocrotit și a mângâiat pe așa zișii minoritari. Asta o spun așa și cu adresă la cei care, mă rog, dintr-un exces de sentimentalism sărbătoresc. Până la urmă, la asta se ajunge. La dezbinare, la neînțelegere, la necredință. Dincolo de latura asta cumva anecdotică a acestor două sărbătoriri în care se lățesc basarabenii, cred că, așa cum am spus, lucrurile par mai dramatice dacă privim mai larg la ele. Natura asta duală a moldoveanului se vede în orice. Noi avem nu numai două Crăciunuri, avem asta două mitropolii, Mitropolia Moldovei, Mitropolia Basarabiei. Dar, atenție, Mitropolia Basarabiei este și ea de rit vechi. Nu este foarte straniu, nou. Dar vedeți că o metropolie e mai mitropolie decât alta. Vladimir, până nu de mult, numai el avea pașaport diplomatic. Iată, Petru abia acum este de... Dincolo că avem două glotonimi, două etnonimi, avem două viziuni de politică externă, orice, avem două viziuni asupra istoriei noastre. Exact. Totul este împărțit în două. Poate din cauza asta nu avem o voce fermă, sigură și în politică, care să spună odată lucrurilor pe nume. Așa e, din păcate, și chiar și autoritățile au ieșit și au felicitat poporul și cu celălalt stil și cu ăsta și această stare evazivă chiar undeva este la nivel... Kafkiană, o treabă kafkiană cu tragicomic, două, da, sigur, într-adevăr, aveți perfect dreptate. Trebuie să existe o voce fermă. Boris Buzilă, publicistul, fixează și speculația partidilor politice în perioada interbelică de mașare pe aceste sentimente subtile și le promitea, deci, continuarea, deci, respectării stilului vechi ca să câștige voturi. Iată că se perpetuează și latura aceasta politică, dar ca să vorbim de mentalități. Îndreptarea calendarului nu a însemnat și îndreptarea mentalităților. Asta e toată problema. Și noi, la ora actuală, avem o serie, un buchet de clivaje. Este buchetul acesta care vine și din inerția aceasta de gândire, dintr-o lene de gândire dilematică, de a ne asuma, în primul rând ce? De a ne asuma identitatea noastră. Asumarea identității înseamnă și asumarea tuturor valorilor, inclusiv cele creștine, cele de rit, cele de fidelitate față de niște valori, față de niște idei. Noi avem clivaje de ordin informațional. Avem un spațiu pur și simplu care seamănă cu un cașcaval olandez, găurit la maximum, așa, ziarele închise, ca să nu mergem departe, până la cele mai apropiate, deci din ultima perioadă, și Contrafort, ziarele române am în vedere, Gazeta de Chișinău, reviste închise, posturi de televiziune care nu sunt sancționate, fac propagandă subtilă pentru alte mentalități, pentru alte spații. Avem clivaje de ordin, perfect ați remarcat, de ordin lingvistic. În Constituție încă stă anacronismul celălalt care așa și nu a fost schimbat, deși experții spun că nici nu era cazul ca să mai aștepte un vot acolo suplimentar din Parlament. Odată ce Parlamentul, ce Curtea Constituțională s-a pronunțat, lucrurile trebuiau implicit așa. Redresate. Avem clivaje de ordin energetic. Noi nu ne-am conectat de atâta vreme și așa nu există. Așa, trebuia să existe o voință clară a unor tehnicieni, ingineri, care să spun, măi, oameni buni, hai să încetișor, să începem a construi niște linii de tensiune înaltă, să racordăm, pentru că până la urmă, dacă am semnat acest acord de asociere încă cu vreo 10-12 ani în urmă cu Uniunea Europeană, asta însemna și integrarea energetică inclusiv și deja lucrurile trebuiau să demareze în această direcție. Iar noi ne unim prin exacția, prin nu știu pe unde, deci la sistemul energetic, ceea ce înseamnă ca pe după cap, așa. Noi avem clivaje de ordinul
tehnologiilor, noi avem clivaje din ordinul infrastructurilor, noi avem o linie de cale ferată care nu se unește, trebuie să stai în zonă și la Ungheni o noapte întreagă până se schimbă tălpile. Totul e kafkian, Kafka de fapt s-a născut aici la noi, absolut, în Basarabia. Absolut, este ceva și asta mă duce la gândul că pur și simplu oricineva nu dorește în genere să schimbe starea aceasta de lucru, ori se teme să-și asume niște responsabilități. Și da, mă duce cu gândul, deci, ca să menținem această atmosferă de început de an nou sărbătorească, totuși este o epigramă foarte frumoasă a lui Geo Bogza, care zice așa: așa e soarta boului, vițel adult, să stea la poarta noului, nici cel mai mult. Eu un pic am, cu permisiunea maestrului Bogdan, am reactualizat-o. Așa e soarta boului matur vițel, să stea la poarta noului fără niciun țel. Deseori aud replici de felul din tabăra celor care tot îi dau cu aceste două stiluri, și stilul vechi este stilul adevărat, din bătrâni, anume acolo trebuie, și de fapt nu este vorba de stil, de fapt este vorba de faptul că biserica de aici este obedientă Rusiei. Încă o dată să ne gândim la ce au pățit ucrainenii, și nu războiul de acum, din 24 februarie, din 2014, Crimeea a fost ocupată practic fără niciun foc. De ce? Fiindcă au avut biserică supusă Rusiei, n-a avut de unde să apară un lider și să cheme armata. Armata, Ucraina avea o armată. De ce n-a tras nimeni un foc? Prost instruită. De ce? Fiindcă ofițerii, jumătate erau vânduți Rusiei, jumătate erau cu simpatii prorusești. Soldații neinstruiți, fiindcă ca și la noi, nu e așa? Țară neutră, nu trebuie să ne militarizăm, nu e așa? Dacă începi să privești un pic mai profund lucrurile, apar într-o dimensiune hidoasă. Când vom reuși să ne desprindem de influența nefastă a Rusiei, atunci cred că va dispărea și subiectul propriu-zis la care ne referim. Da, vorbeam de elementul acesta diversionist, de tulburare a mentalităților și a direcției de gândire. Da, noi suntem un popor dilematic în sensul acesta, pentru că istoria nu a fost prea fericită cu noi, și nimerind în capcanele istoriei, cum zice pe bună dreptate Mircea Eliade, noi din această capcană a istoriei încă nu am ieșit. Noi nici nu dorim, practic, nici nu prea dorim să ieșim. Doar ne împing din urmă alții ca să totuși mergem spre lumea civilizată, așa. Deci votăm cum trebuie, parcă în linii generale, așa cel puțin au arătat ultimul ciclu de alegeri, dar teamă mi este că, nu știu, această minune s-ar putea să nu se repete, pentru că echilibrul este unul foarte fragil. Și acest echilibru fragil se poate să ne dea de sminteală. Eu m-am gândit la așa o situație, tot în ajunul acestor evenimente, așa, urmărind presa și tot ce se întâmplă, să ne imaginăm o asemenea situație. În ajunul de anul nou, ieși în hamă, înjugă boii Moș Vasile, Badea Vasile, și se pornește, să-și are harmanul. Și iată, boii se priponesc ceva foarte straniu, o rachetă, o namilă veche, înfiptă în propria ogradă acolo, și Badea Vasile se crucește, își face cruce și zice: Doamne Dumnezeule, de unde am mai apărut și chestiunea aceasta? Cine mi-a dat? Eu sunt doar suveran și neutru. Așa îmi spune Constituția. Ia să văd ce scrie. Și de acolo pe rachetă scrie: eu, și mai departe nu descifrez. Și semnătura respectivă. În ce se gândește, înseamnă că vine de la prea fericitul cel cu stilul vechi. Doamne Dumnezeu, le păzește. Și în timpul ăsta altă rachetă zboară pe deasupra capului. Deci este o imagine apocaliptică, aproape că în sensul kafkian, cum ziceai. Dar ea nu este departe de adevăr.
Noi trăim cu aceste sentimente și noi nu le înțelegem cu aceste evenimente și noi nu încercăm să le dăm interpretarea justă. Toți parcă ne-am ferit de situația dată. Mă gândesc că în această situație și anecdotică și ridicolă, noi scriitorii totuși suntem avantajați prin faptul că avem o singură literatură. Măcar aici a existat cândva pe timpul sovieticilor, au existat două literaturi, e adevărat. Dar acum, măcar atât putem să spunem cu mâna pe inimă și foarte cert că am scăpat de dualitatea din literatură. Vorbim despre asta după o scurtă pauză. Continuăm discuția cu scriitorul Ion Hădârcă. Am spus de o singură literatură și imediat ne vom referi la cât de cât tangențial ne vom referi la acest lucru. Dar am rămas dator, cred că, cu un aspect pe care nu l-am atins și întrebarea este dacă, în ce măsură basarabenii rămân, caut cuvântul, potrivit, influențați, nu e, n-am vrut să spun îndobitociți de ruși, influențați de politica rusească. Mă gândesc cu groază la tot felul de sondaje care se fac, o treime aproape din moldoveni susțin războiul criminal al lui Putin, Ucraina. Exact. Au o indeterminare, o incertitudine referitor la scutul de securitate care trebuie să ne apere. Noi încă deci, suntem tributari unei neutralități care este de fapt total ineficientă și nu ne apără de nimic. Mai puțin de 40% votează pentru integrarea în structurile nord-atlantice, în NATO. Percep NATO ca un fel de rival, NATO care ajută în mod indirect, desigur, cu specialiști, cu experți și cu ce poate, vreau zic, ca să oprească invazia aceasta rusească în Ucraina, este percepută aici cu totul altfel. Deci este o anormalitate care trebuie să ne pună pe gânduri. Eu răsfoiam de mult o carte. Și culmea că îl simpatizează pe Putin. Cum poți să simpatizezi un criminal de război? Asta probabil că tot din aceeași mentalitate, că mulți, deci sunt nostalgici după perioada aceea stalinistă, după mână foarte, mână de fer, el așa este perceput, dar mâna aceasta foarte și mâna de fer, de fapt, dă chix, ea are cu totul alte origini. Și ziceam, deci, răsfoiam zilele acestea o carte mai nouă, care într-un fel a avut ecou în Occident, Françoise Thom, autoarea multor exegeze legate de căderea comunismului, de mentalități, așa, Putin și putinismul. El a apărut la Humanitas câțiva ani urmă și ea fixează exact, cum spune revista Le Monde, cum comentează, deci cu bisturiul face operația aceasta de deconspirare a fenomenului acesta a putinismului, care i-a surprins pe europeni, iar era surprins în stare de șoc în multe situații. Deci că el este de origine caghebistă, evident, dar are origine și în țarism, și în stalinism, și în perioada sovietică, și în alte țări cu regimuri totalitare postcomuniste, care au trecut sau încă mai trec prin aceasta. Uitați-vă la Coreea de Nord sau la alte cărere. Exact, fenomenul se răspândește la altă scară, dar este același și ne atrage atenție. Pentru că cine vrea să înțeleagă, trebuie să perceapă lucrurile acestea ca atare. Este un fenomen foarte periculos. Putin zicea odată și cred că mulți vor da dreptate, vor rememora această spusă. El zicea că este normal ca cei mari să înghite pe cei mici. Și adaosă comentariul, dar dacă nu înghite, atunci se innece, topit, mucit, sortire, cum zicea respectivul. Domnule, dar și asta vorbește un șef de stat și asta el încearcă să o facă acum cu acest război. Dar el, ținta lui nu este doar Ucraina sau Kievul sau Zelenski. Ținta lui este disoluția Uniunii Europene, așa cum spune François Thom, și chiar a democrației Statelor Unite ale Americii, până acolo se ajunge. Și lucrurile acestea erau prost înțelese și comentate așa, într-un fel neutru, adică, mă rog, își mai face băiețelul de cap. Nu este așa. Și s-a văzut că pericolul este extrem de mare. Pericolul este de o asemenea amploare încât poate să aducă la o catastrofă globală. Asta este adevărul și asta este nenorocirea.
de care trebuie să ne păzim. Vorbeam de literatură și de dualitatea noastră eternă. Pe literatură, da, pe timpul sovietic, știi bine, practic, singurii scriitori români din literatura română tot erau moldoveni, din partea cealaltă a Moldovei. Dar oricum moldoveni era triada Eminescu, da, Creangă, Alexandrii și gata. Noi n-am crescut, la școală n-am învățat alți scriitori, alți poeți. Ei bine, acum, deci s-a demonstrat că o trecere de la un stil al literaturii la stilul nou al literaturii se poate realiza foarte rapid. Corect. Fără dureri. Este vorba de schimbarea mentalității despre care ai vorbit la Așa început. Este, da. În ce măsură am reușit noi chiar pe bune să realizăm această trecere? Cred că în mare măsură, și aici ai perfectă dreptate, s-a reușit aceasta. Noi foloseam la începutul anilor 90 sintagma aceasta, integrare și sincronizare. Mm-hmm. Pentru că nu există altă, deci aici e în albie aceasta a sincronizării și a unificării, să zicem, într-un singur stil, care este stilul limbii române. Iar stilul literaturii române este unul De o profunzime și de o complementaritate extraordinară. Adevărul este că literatura română post-ceaușistă, ea însăși a suferit foarte multe mutații. Au venit valori, cele care au fost expulzate, au fost în exil, au venit și au schimbat paradigma valorică în literatura propriu-zisă. Literatura acestei perioade, zicem, a avut o înflorire atunci când a căzut epoca realismului socialist, după anii 60, atunci cu Beniuc și cu toată, deci, protipendada aceasta, și s-a renunțat și au venit o pleiadă de scritori excepționali, în frunte cu Stănescu, cu Brandeană, cu alții, Basarabeanu Dimov, apropo că a fost ziua lui nu de mult, pe 11 ianuarie, care au schimbat într-adevăr această paradigmă. Noi la aceste valori trebuie să ne raportăm, inclusiv la cei care au revenit din exilul îndepărtat sau au revenit în genere din arhive, același Constantin Sterii, interzis atât acolo cât și aici. Ne-am sincronizat, ne sincronizăm, dar încă foarte multe lucruri rămân a fi cunoscute. Ori, pentru aceasta există aceste modalități și ele sunt bune până la urmă, ele funcționează. Bookfest-ul, conferințele, simpozioanele. Am participat nu de mult la Bookfest-ul de azi toamnă, unde s-a lansat un roman frumos, unde am vorbit și eu, deci patimile lui Iov, după Iov și altele. Și se vede și o dorință și o sete de cunoaștere și de comunicare a celor care vin, care cumpără carte. Sondajele de ultimă oră arată că piața cărții este în creștere. Se vând tot mai multe cărți, înseamnă că omul de rând își poate permite. Iar dacă își poate permite, înseamnă că trebuie să vii și cu o ofertă bună. Și aici, iarăși, trebuie să te raportezi la niște valori. Trebuie să respecti niște norme de stilistică modernă, în ceea ce se referă la respectarea limbii române, a sintaxei și așa mai departe, și a unei tradiții care deja este chiar și dincolo de... Acum putem vorbi de școli, de curente, de post-post și așa mai departe, și tot cu, nu cu acea înverșunare de conflict între generații, dar de apropiere și de comunicare. Și când reușim acest lucru, se întâmplă minunea. Noi putem comunica cu scriitori din tot spațiul românesc și asta este o mare performanță și o mare realizare de care noi nici nu le puteam imagina atunci, până la căderea ceaușismului și a comunismului. Spre deosebire de oamenii politici care se fac vizibili doar promovând politica lor duplicitară, iată, oamenii de artă, nu doar scriitorii, fără prea multe cuvinte de însorzonate și fără multe metafore de suiete sau de paradă, pur și simplu realizează această unitate de care avem nevoie. De scriitori am vorbit, pictorii organizează bienale de pictură comune, vernisaje comune. Dumitru Grosei în fiecare an organizează aceste zile ale filmului românesc. Deci are loc firesc această
unitate a spiritului românesc. E adevărat că cine aștii, nu știu, mi se pare mie, asta doar este o impresie, au cumva o viziune localistă și o abordare localistă a artei în general. Ei cred că limbajul pe care îl văd eu în foarte multe filme, atenție, nu graiul moldovenesc, dar limbajul acesta basarabean, împânzit de rusisme, și nu doar în filme văd asta la oamenii de televiziune, de exemplu, stăm noi cu tine aici și după ce se termină emisiunea, ieșim dincolo de camerele de filmat, începem să vorbim într-o limbă macaronică greu de suportat. Iată, lucrurile astea cum pot fi evitate? Prin lecturi, prin mai multă cultură, sau trebuie pur și simplu să treacă cu de la sine putere ca o boală în copilărie? Probabil că așa, ca o boală. E o boală, dar e o boală pe care, deci noi, fără să ne dăm seama, deci nu încercăm să scăpăm de ea. Deci ea vine, nu urmă, ca o tren, așa, deci datorită percepției și datorită faptului că acceptăm asemenea abatere. Eu vreau să spun că v-ați referit la filmul românesc. Filmul românesc a suferit un reveriment excepțional în ultimii ani, în ultimii 20 de ani, fiind deja pe postamentele mari ale festivalurilor europene și mondiale, ceea ce era aproape că o minune. Noi știm perioada aceea, iarăși totalitară, când abia dacă mai apărea câte un film cât de cât așa, da, gen reconstituirea vizionabil, da, reconstituirea vizionabilă, așa. Poate că unele, deci mai mult pot fi vizionate datorită unor mari actori. Aici era un decalaj între filmele cu scenarii proaste și cu actori superbi. Și, mă rog, Maria Mirabela ar fi unul din ele care mai poate fi privit acum de copii și de toate generațiile. La aceste valori, dacă se raportează cineaștii noștri, atunci au la ce se raporta. Dar atunci când speculează, și speculează nu doar că e ieftin, dar aș zice că barbar. La nivelul, hai să nu-i ofensez așa, de o piață publică, la un nivelul de piața, probabil că piața Basarabiei, poate așa ceva. Există un asemenea limbaj. Dar el nu este de a fi luat în seamă și de a fi servit ca etalon. Noi observam în anii 90, atât în mediul acesta mai ales al liceienilor, chestii, dar și acelor care erau plecați la învățătură în România, de asemenea prin licee și prin instituții superioare de învățământ, asta era partea pozitivă, partea frumoasă. Mii și mii de copii au fost trimiși atunci și bravo, statul român a fost foarte generos cu basarabienii, pentru că le-a oferit șansa aceasta. Dar iarăși, o anumită situație de conflict, o stare de complexare, de ușoară complexare a celor care vedeau totuși că există o diferență venind de aici, dintr-un mediu rusificat și alogenizat, sigur că diferențele acestea deranjau foarte mulți. Și atunci se izolau în limbajul acesta argotic, de nu știu ce, așa, care era foarte straniu pentru cei care le dădeau toate posibilitățile ca să se educe, să învețe, să cunoască limba, cultura, care este foarte mare și foarte bogată și ai tot ce învăța o viață din ea. Și s-a perpetuat. Aceste complexe s-au perpetuat încetul cu încetul și au ajuns până și pe ecrane, uneori chiar pe scene. Haideți, noi am avut și o serie de umoriști care făceau glume în serul acesta, care au foarte, nu știu cum, gustate într-un anumit mediu. Deci era de așteptat că atunci când dădea pe o chestie de asta de piața Chișinăului, lumea râdea, pentru că nu avea ce face. Este un gen de artă de prost gust, ca să folosești abaterele lingvistice sau de alt ordin, să le pui în circulație, să le repui în circulație și să le dai drept mostre. Nu aceasta este albia dezvoltării noastre. Și eu îi respect pe cei care în toate dimensiunile și în toate împrejurările își mențin o verticalitate.
și au o comunicare demnă, au o comunicare exemplară și vor să fie percepuți ca atare, nu să coboare, dar să-i urce pe cei din jurul lor la un nivel de percepție culturală. Eu mulțumesc foarte mult, dragă Ion Hădărcă, pentru discuția de astăzi. A fost o bucurie noastră de comunicare. Trebuie să încheiem, dar nu înainte de a reaminti de festivalul filmului de un minut. Suntem în continuare în așteptarea filmilor voastre. Cei care încă nu știu, nu-și dau seama ce avem în vedere când vorbim de filmul de un minut, acum vom pune pe post o mostră în care puteți să vă inspirați. Eu îmi iau rămas bun și vă amintesc că puteți revedea oricând emisiunea noastră pe platforma YouTube Jurnal TV sau pe site-ul meu personal vânturilecreatemavalurile.com. Out this Thursday morning. There's a little chill to the air, but it's not going to be a bad day for us. We're going to see some bright skies for the first half of the day, especially as temperatures make a run toward 40. Moving into the evening, though, especially around sunset,